Astăzi e ziua 4 pe mare. Eu am pierdut numărul oricum, nu știu de ce. Acum, tocmai ce am ajuns la Honduras, sau o fi ajuns la Honduras, că nu știu, și urmează să mergem undeva la plajă. Gata, mergem la micul dejun, este ziua 4. Suntem în Honduras și avem programa pentru astăzi. Party beach, mergem să stăm pe plajă. Hai, mergem la micul dejun și începem ziua. Hai, prințeso, coborăm în Honduras. Am coborât de pe navă și îi așteptăm puțin pe colegi. Gata, ne-am luat brățăricile. Vezi că e o bordură. Deci astăzi mergem la plaja aceasta, care se numește Tabayana Beach, și avem și un snorkeling inclus. Excited for the snorkeling? Not much. Eu oricum nu știu să nuate. Georgica nu știe să nuate, așa că... Dar poate luăm vestă și... Cel mai prost din curtea școlii, sau cum era vorba aia. Dragă, dar tu vii de la București. Ai altceva. N-avem Dâmbovița, n-a ți-a plăcut, a? Nu, 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 nu te în Dâmbovița, dacă nu știai. Eu mă gândeam că bucureștenii s-au născut la București, dar stau la Mamaia. Au valoare. Aia avem. În fine, poți să te optiști cât vrei. Da, exact. Multe case din astea pe stil american, știi? Din lemn din ăsta. Da, da. Ce? Asta e zona frumoasă, cum pariu. E zona de la stradă, știi? Da, da, da. Se pare că am ajuns. Hai, prinții. Hai să vedem pe ce am dat banii. Gata, tocmai ce am ajuns ne-au prezentat anti-resortul așa mare. Bă, sper că plaja să fie frumoasă, că da. pe aici n-am avut un, știi cum e, first impression, last impression, nu? Ai avut un first impression în așa acum. Iar am dat banii degeaba, nu? Sperăm să nu fi dat banii degeaba. Bă, oare suntem noi foarte pretențioși sau... Ori să fie chestia asta, suntem noi foarte picky, sau te aștepți la mai multe când ai $100. Deci asta zic, când ai $100 pe zi, parcă te aștepți la mai multe, nu? Dacă era $20, ce tabă, e ok. Hai că măcar plaja e ok. Deci e mai ok în partea asta decât în partea unde suntem noi la pădurea aia de șezlonguri. Nu? Bărli, take a picture asta afară de video. Noi ne-am instalat aici, uite, prințesa războinică. Cin-cin.
Honduras, Honduras, Honduras. Ia spune, dragă, îți place? Da, îmi place. Uite ce apă curată. Uite peștișorii ăștia, cât de drăguți sunt vieții sociale. Hai pești la mine, atenție. Hai la mine. Hai și acum înapoi. Uite, uite cum vin toți. Atenție la mine. Hai înapoi acum. Uite, îmi place pești. Să fac dresoare de pești, vezi? Dresoarea de pești se numește peștoaică? Am găsit niciuna în viață. Hai că după ce am băut o bere și te-am făcut de poze, 1000 de poze, parcă ți-a mai crescut zâmbetul nivelul, nu? Nu ne mai simțim chiar așa furați, nu? Sau cum? Da, nu știu ce să zic, na. Încă ai reticențe, nu? E nice, dar aș putea să zic că am văzut mai frumos. Da. A, faza asta cu peștișorii mi-a plăcut. N-am mai văzut așa peștișori multe așa, știi? Da, am văzut. Eu am văzut la Maldive. Erau cam aceeași specie, la fel colorat. Și stai că dacă mergem spre la ăla, vedem când o să vorbim cu băieții ăștia, dacă e cu snorkeling-ul, dacă e adâncă apa sau nu, unde face. Poate vii și tu și mai observi și acolo mai mult. Dar, adică, ce zici că tot scump e, $100, nu? De persoană? Eu așa, da. Zice. Având în vedere crețara asta, da. Am nimic cu ei, da, până la urmă. Adică, da. Nivelul de cumpărare, sau să zicem pe față, sărăcia e destul de mare. Da. Da, și unele una dintre țările foarte periculoase, cam așa se aliniază. De sărăcie mare vine și problema asta cu oamenii care îți dau un cap de foame, că n-au nimic de pierdut. Na. Hai stăm un pic și mergem la snorkeling. Gata, până la urmă ne-am decis, este ora 12. Ne-am decis să mergem la snorkeling. Aveam inclus în brățara asta, că noi ne-am luat turul ăla, avea cu snorkeling, fără snorkeling. Oricum când am ajuns aici, ziceau că era $10, asta era diferența oricum între tururi. Adică e aceeași locație, dar dacă vrei și cu echipament snorkeling și fără. Băi, depinzând, nici nu știu dacă e română, depinzând după 3 bere, oricum nu știu. Nu vorbeam eu bine română dinainte, dar acum cu atât mai mult. Vă spun că nu vă cumpărați din astea, mai ales dacă faceți croaziere în zona Caraibilor și dacă faceți tranzit prin America. O să intrați cu produsele alea prin America, vă scanează ăștia și vi le și mai iau, vă mai dau și vă o amendă. Părerea mea, nu vi le luați. Și dacă te plesnesc eu, te recuperezi next time in Miami. Next time, next 2 days in the hospital, like oxygen. Can I see anyone? We did it for you. Ce glume de copii de 15 ani avem. Ia trau în bârlă. I don't have that. You will miss the card somewhere. Come on. Now I'm gonna use this one. Swipe it in. O să luați ciuperci și vă de la vestele astea.
the color of the town, like the car. O să-mi ia 6 săptămâni să mă uit la videouri de pe apa asta, că am făcut o oră și un pic de apă videouri. Ia zi, George, cum a fost pentru prima dată? La început a fost feeling-ul ăla nasol, că practic n-aveam suficient oxigen, că nu puteam să respire. Chestia asta cu respiratul mai pe gură și aici zice că se închizi gura calmea. Păi eu n-am buzele lui Bianca Drăgușan. Ce să fac acum cu astea ale mele? Și după aia începuse imediat, dar imediat am început să mă mănânce fața, să mă irite. Așa aveam... Finally, I did it, ok. Mergem la prânz. Prânzul. Nu că a venit și un catamaran acolo. Păi da, era și cura. Ia zi, Georgica, ți-a plăcut azi? A fost ok. Ce? Frumos, da. Da, a fost cam frumos. Scump. Frumos, dar scump? Sau? Nu neapărat de scump. Da. A fost ok, ne-am relaxat, am stat la plajă, am făcut câteva poze frumoase, am văzut niște peștișori, am făcut snorkeling, ne-am bătut soarele în cap și ai, și-am încheiat și ziua asta. Luăm busul acum. Mie mi s-a părut plaja foarte mișto. You want us to go on the line. Ne cheamă să ne așezăm la linie, că acum urmează să luăm busul și mergem la vapor. Hai, salutare, ne vedem de la Belize. De la Belize, da. Harvest Gate. Pa, pa!